Atenție! 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 Acest program este interzis minorilor cu vârsta sub 69 de ani. Filmare cu sensul giratoriu. Altă filmare cu același sens giratoriu. Fântâna arteziană. Cel mai tare parc din univers. Știrile de Bacău. Bună seara, doamnelor și domnilor! Numele meu este Ciprian Porumbescu și iată-ne la a doua ediție din Știrile de Bacău. Hai să înceapă prima știre. Ia uzi una! Cumpărați copii la jucării! Datorită protestelor din Bacău, în cele din urmă au fost create piste pentru bicicliști. Deși ele nu arată deloc ca niște piste, deoarece arată exact ca și trotuarul, nimeni nu le respectă. Fiecare face ce vrea. Deși e posibil să-ți rup muia, deoarece ele se intersectează cu oameni, stâlpi sau stații de autobuz, ele sunt mai mult folosite pentru a depozita zăpadă, flori ornamentale sau pentru a-ți parca mașina. După 69 de avarii consecutive, Bacăul este iar fără apă. Astfel, Bacăul intră în cartea recordurilor pentru cele 4 zile petrecute fără apă. Dăm legătura lui Dumnezeu pentru a ne arăta premierea Bacăului. Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ne-am adunat astăzi aici pentru a-l felicita pe domnul Bacău. Domnule Bacău, felicitări! Dumneavoastră ați intrat în cartea recordurilor. Am să vă trec aici lângă Moise, care a despărțit apa în două. Pe dumneavoastră am să vă trec ca și cum ați oprit-o definitiv și ați adus-o la viață a 4-a zi după scripturi. Vă rog frumos să-mi dați o semnătură. Felicitări încă o dată, la mai multe zile fără apă. Numai bine! Mulțumim pe această cale domnului primar pentru gândurile bune și cisternele cu apă. Și chiar vorbesc serios. Băieții, haideți cu publicitatea! Publicitate! Scuipi sânge când te speli pe dinți? Nu te mai spăla! Domnule Bacovea, ce părere aveți că vi se închide universitatea? Nici o părere? Niște bulangii. Asta lasă puțin. Dar cum ați făcut, doamne? Ce proști scoare. Bă, deci, imposibil. Revenim și dăm legătura domnului Virgilențiu pentru a ne pune la punct și virgulă cu horoscopul de astăzi. Bună ziua, doamnelor și domnilor, iată-ne la horoscopul de astăzi, haideți să începem. Berbec, de dai în gropi, fecioară, până la vârsta de 14 ani sau până în clasa a 8-a, pești, nu vă mai bateți fetele muncitoare, gemeni, o să aveți tripleți, balanță, acum avem cântar, leu, iar ai scăzut în fața euro, vărsător, vine apa în Bacău, sunteți mari norocoși, săgetător, dar fără săgeți, rac, numai bun de pus pe foc, capri, cornul și laptele pentru cei mici, taur, o să fiți călăriți toată viața și scorpion, care n-are bani să tragă apa la wc-ul. Mai nou nici apă la wc-ul nu are dacă trăiești în Bacău. Peace! Accident grav soldat cu moartea podului de la FNC. Martorii susțin că un autocamion a lovit podul cu o viteză de 69 de km pe oră, autocamionul uitând să scoată aripile pentru a zbura pe deasupra podului. Șoferul susține că aripile nu au funcționat, așa că s-a gândit că poate are noroc să treacă pe sub acesta. Podul astăzi a fost dus pe ultimul drum, mulți oameni plângând și jelind moartea acestuia. Ești camion? Bea Red Bull! Coadă interminabilă de la Narcisa până în comuna Nicolae Bălcescu. Mai mult de 69 de mașini blocate bară la bară de un melc ce vroia să traverseze strada. Melcul susține că nu este vina lui. Tocmai de aceea roagă toți conducătorii la trafic să nu mai înjure sau să clansoneze, deoarece el își dă silința. Nu mai fiți oameni răi! Răilor! Cu toate acestea însă, orașul Bacău este un oraș cum se cade. Vă invităm până data viitoare să dați like, subscribe sau alte chestii de genul acesta. Dacă știți știri cu adevărat interesante, nu ezitați să ne scrieți sau să sunați la numărul afișat pe ecran. Până data viitoare, vă pupă Jan de la Craiova. Numai mai bine! Numai mai bine!